Cafeneaua artiștilor s-a umplut vineri după amiază cu oameni de cultură și oameni de sport. Motivul a fost reprezentat de o dublă lansare de carte, Cazul Dr. Tănăsescu, scrisă de Dan Mucenic, și Se apropie ora meciului, scrisă de regretatul ziarist sportiv Petre Cristea. Primul volum, care l-are în prim plan pe scriitorul și medicul Dan Claudiu Tănăsescu, a fost prezentat de Mircea Măionescu, directorul teatrului Tudor Vianu. Este o carte fabuloasă. Când ne-am revăzut acum 10 minute cu doctorul Dan Claudiu Tănăsescu, l-am îmbrățișat și am spus acest lucru. O carte fabuloasă, nu mă joc cu vorbele, nu-mi place să fac elogii, dar realmente este un volum atipic în literatura noastră, în trei, dacă vreți, capitole. Dan Claudiu Tănăsescu a povestit cum a luat naștere acest volum. Dan Mucenic m-a terorizat luni în șir ca să scoatem această carte. De-a spus, dom'le, lasă-mă, nu am chef, am alte treburi, mai mă ocup și de alte, mai fac și medicină, mai fac și politică, mai fac și sport, mai fac... Nu s-a putut. Și atunci mi-a propus, zice, uite, eu am să scriu ceva despre opera ta, zice, dar vreau să îmi spui câteva cuvinte, să facem un interviu scurt, așa de vreo 8-10 pagini, ca să dăm drumul cărții. Am cedat, zic, dom'le, hai, acum nu-i mare lucru. Vreau să vă spun, ca să nu urgeți vorba, că de fapt cele 8-10 pagini au ajuns vreo 200 și ceva. Se apropie ora meciului, al doilea volum lansat vineri este unul despre fotbalul giurgiuvean și nu numai, iar eroul cărții, Constantin Năsturescu, fosta mare extremă a Rapidului și unul dintre cei mai mari jucători originari din Giurgiu. Este singurul roman, din câte știu eu, care are în centrul său pe giurgiuveni. Sunt niște oameni care se regăsesc cu identitate precisă acolo. O poveste despre o echipă de fotbal giurgiuveană, poveste având în centrul ei figura unui fotbalist care lui Petre Cristea i s-a părut emblematic din mai multe puncte de vedere. Constantin Năsturescu a fost vedeta acestui eveniment, a primit aplauze la scena deschisă, a dat autografe și a primit o diplomă din partea Asociației Sportive Speranțele Giurgiuvene, deschizând totodată cufărul cu amintiri. Eu am fost un muncitor, care am ajuns să devin maestru al sportului, să joc la un club mare, Rapid București, să văd toată lumea și mulțumirea mea e că vă văd și pe dumneavoastră astăzi. Nu uitați că a fost o perioadă în care făceam deplasări. Prin bunăvoința domnului director Miditelu, plecam cu două găleți de ouă fierte în deplasare la Mănăstirea sau știu eu, la Olterița. Ne opream undeva, pe Pajiște, mâncam acolo două ouă, slănină și ce mai puteam. Era contraindicat unor sportivi să se consume așa ceva. Însă noi ne-am adaptat și am reușit să... Rezultate foarte bune. Despre Constantin Năsturescu a vorbit și Narcis Coman. Am avut plăcerea să debutez cu Bebe Năsturescu la echipa națională. Unde? În Albania, la Cracovia. La Cracovia, cu Polonia, la 0-0. Unde au fost, asemenea, și mă mândresc, trei giurgiuveni. Antrenor, Titi Dașcă, nu să ierte, eu în poartă și Bebe Năsturescu extremă dreaptă. Mi-au aminte la o fază, venit al meu, Pisei, a venit către 16 de metri la mine și zice, dă-mă mingea. Deci mânuță dau că am în spate. Dă-mă că acum adribez, acum fac. Avea obiceiul de a vorbi singură, se încuraja. Da. La eveniment au mai fost prezenți, printre alții, fostul fotbalist și antrenor ale cu Iorgulescu, fosta Gloria Stelei, Teodora Angelini, Răzvan Cristea, fiul regretatului ziarist Petre Cristea, medicul Cosmin Georgescu, dar și oameni politici.